Sezonul anvelopelor de iarnă a început oficial și în Bănie. Sute de șoferi stau ore în șir la coadă la serviciurile auto pentru a schimba cauciucurile mașinilor. Iarna a început să se simtă în unele țări, iar șoferii sunt nevoiți să treacă la anvelopele de iarnă pentru a nu risca amenzi usturătoare. Aproximativ 300 de șoferi au stat astăzi la coadă la acest serviciu din Craiova pentru a nu prinde aglomerația de la jumătatea lunii noiembrie. Ca să nu stau foarte mult la coadă când se face mai frig. E normal să le schimbăm, deoarece e mai sigur și pe drum și nu se știe când vine vremea rea. Reprezentanții serviciurilor spun că aglomerația a început de aproape o săptămână. De câteva zile suntem foarte aglomerați. Toată lumea a observat că o să scadă temperatura dimineața și o să aibă nevoie de anvelopele de iarnă pe mașină, așa că le recomandăm tuturor clienților să ajungă cât pot de repede să-și înlocuiască anvelopele, să nu aștepte să dea primii fulgi. Autoritățile îi atenționează pe șoferi să-și echipeze mașinile cu anvelopele de iarnă, deoarece riscă amenzi de la 1305 până la 2900 de lei și între 9 și 20 de puncte amendă, dar și reținerea certificatului de înmatriculare. Prevederile legale în vigoare interzic circulația autovehiculelor fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului. Legea cauciucurilor de iarnă a intrat în vigoare în 2011. Anvelopele de iarnă se identifică ușor datorită prezenței pe partea laterală a literelor M și S, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripția All Seasons.